Remember Exploziv. Ce spunea Cornel Nistorescu despre colaborarea cu securitatea? Relația mea cu securitatea a fost una, sper eu, inteligent. Conform unor documente publicate de revista 22, jurnalistul Cornel Nistorescu s-a aflat pe lista colaboratorilor cu structurile fostei securitci. Într-un interviu acordat în 2009, Nistorescu nega cu vehemen orice acuzație privind semnarea unui raport, spunea ce nu a fost în misiuni externe, sublinierea declara ce dacă vor aprea probe vreodată va renunța la activitatea jurnalistică, anunț Digi24.ro. În redacția Cotidianul există infiltrați care execută ordine. Știu sigur ce la nivelul aproape al tuturor redacțiilor din România există oameni ai serviciilor secrete în poziții importante, nu neapărat simpli redactori, declara Cornel Nistorescu într-un interviu acordat evenimentului Zilei, în anul 2009. Vehicularea de către jurnalist a diverse scenarii care implică relația dintre serviciile de informații, pres sublinierei justiției au fost o constantă în sublinierile sale publice din ultimii ani. Azi, virgulă, revista 22 a dezvăluit ce, în anii 80, Cornel Nistorescu, care în prezent conduce publicația Cotidianul, s-a aflat pe listele de colaboratori ai securității ce au subliniere iste, pe zona de urmărire a emigrației române subliniere TI. Despre acest aspect al vieții lui Nistorescu au mai apărut de-a lungul timpului indicii. În anul 2011, Ion Cristoiu l-a acuzat public de faptul ce a fost peletit de DIE, serviciul de spionaj din epoca cea sublinierist. Iată câteva exemple date Cristoiu despre activitatea lui Cornel Nistorescu. Punct. A scris într-o publicație a Security de la Madrid, sub pseudonimul Bogdan Nisipoiu, articole comandate și peletite de direcția de informații externe a Security. Punct. Revoluia din decembrie 1989 l-a prins în misiune pe antierele române TI din Orientul Apropiat. Însă acela sublinierei interviu din 2009, menționat mai sus, cuprinde sublinierei câteva referiri ale lui Nistorescu la acuzația ce ar fi colaborat cu fosta poliție politic. La acea vreme, jurnalistul afirma ceva e, sublinierea din pres dacă apar dovezi scrise. Relația mea cu securitatea a fost una, sper eu, inteligent. Am secepat în a sublinierea fel încât să nu semnez nimic, să nu am niciun fel de angajament. Am glumit cu ei, am spus bancuri, am beut sublinierei bere cu unii dintre ei, am spus sublinierei prostii, la alții le-am spus diverse lucruri contrariante, dar e sigur un lucru. Când va scoate cineva hârtia scris de mine, angajament sau raport despre cineva, mă retrag frumos, ce am unde mă duce. Sublinierei Dumnezeu se îi ajute pe ai lui Tisuneanu, sublinierei pe ai săi luptori împotriva securității, sublinierei a comunismului.
pentru ce le-au servit cu Neru sublinierei n-are sublinierei i-a convins sublinierei i dau lecții altora. N-am semnat nimic, îmi pare rău. Nici nu m-a băgat securitatea în diverse instituții, n-am fost printre cei acoperici pe afară, cum sunt alții care s-au întors după aia. Dacă scoate cineva o dovadă, în ordine, afirma Nistorescu în interviul acordat VZ.